Ne-am întors cu cea de-a doua rețetă. O să facem o prăjitură cu scorțișoară și cu o cremă de brânză pe deasupra. Ce ne trebuie? 75 de grame de unt, care pun aici, 100 de grame de zahăr tos, 7 grame de drojdie uscată, 100 de mililitri de lapte, 2 ouă, 600 de grame de făină. Punem un vârf de sare în acest aluat. Iar acum pe masă dăm cu niște făină. Scoatem acest aluat de aici. Trebuie să fie ușor moale. Dăm bine cu făină. Mai frământăm un pic aici pe masă. Așa. Și cu un făcăleț îl mai întindem un pic. Avem aici 200 de grame de zahăr brun cu 60 de grame de scorțișoară. Le amestecăm. Bine, bine. Ideea este să fie multă scorțișoară. Și după care presărăm pe toată suprafața aluatului. Și nivelăm. Să asfaltăm aici șoseaua bine. După care îl rulăm. Au, ce bine arată. Dăm puțin cu făina să nu se lipească. Iar acum îl tai la jumătate. Luăm o tavă cu o foaie de copt și tăiem rulada noastră, după care o așezăm aici tavă, una lângă alta. Și o băgăm la cuptor la 160 de grade, unde o să stea circa 30 de minute. Acum urmează să facem crema. Ne trebuie așa 100 de grame de unt, 200 de grame de cremă de brânză, 300 de grame de zahăr pudră. Și când devine ca o frișcă bătută, o oprim, adăugăm esența de vanilie, un flacon, și mai dăm drumul un pic. Ia uite ce frumos s-a umflat. Iar acum dăm cu nebunia asta de cremă pe ele, să se topească așa, să le învelească, după care le lăsăm să se răcească. Arată divin, îmi vine să mă înfic direct în ele. Merită să încercați acasă, e o rețetă foarte simplă. Poftă bună și ne revedem săptămâna viitoare!